Ultima sarcină care ne-a rămas este să adăugăm aceste două elemente de text. Revenim la documentul nostru cu text. Mergem la sfârșit și avem două casete diferite, deci o să iau separat aceste două unități. Vin aici și dau Ctrl V. Și avem o casetă de text care vine, dacă vedem la sfârșit exact cât de mare trebuie să fie, deocamdată o să fac să mi se vadă tot textul și o să îi aplic proprietățile pe care trebuie să le aibă. Fontul este același ca la text, deci C059 Roman în principiu, dar dimensiunea este de 10, nu de 9. Și spațierea o vom lăsa de 12, cum este implicit. Dar este important, în primul rând, să punem alinierea la dreapta. Deci aici sus voi alege alinierea la dreapta. Dacă nu vedeți butonul, mergeți la setările de paragraf. Și, de asemenea, vedeți că aici doar până la două puncte avem textul normal și de acolo încolo este italic. Deci îl selectez de după două puncte și îl schimb în italic. Pare că este cât de cât ok, o să micșorez puțin caseta și aduc și celălalt text. Și aplic aceleași modificări. C059 roman, după două puncte italic, selectez din nou tot și pun 10 puncte dimensiunea și îl aliniez în dreapta. Cum în mod normal textul ăsta ar trebui să se alinieze în partea de sus cu fotografia, ambele. Dar vedeți că din punct de vedere grafic nu arată foarte bine. Deci aici vom ieși puțin în afara grilei, tocmai ca să compensăm pentru niște efecte care nu sunt foarte de dorit și atunci alinierea o să o fac cu coloana următoare. Și la cel de sus și la cel de mai jos. Și o să fac casetele astea exact cât textul, în așa fel încât să le pot distribui în mod egal. Hai să vedem dacă am 2, 4, 6 rânduri. Așa. 2, 4, 6. 2, 4, 6 îmi rămân sus. Da. Ups. Să mă asigur că sunt aliniate la coloană și în dreapta și în stânga. Și să fie cât de cât spațiate egal, spațiul dintre poză și primul text să fie egal cu cel dintre cele două texte, cu cel dintre al doilea text și poza de sub el. Și am rezolvat cu plasarea întregului text.